Da, ne-am reîntors să mai povestim un pic despre ce anume se mai întâmplă și se mai întâmplă așa, sporadic, pe aici, pe acolo, câte ceva. Să vedeți că scandalurile în politică niciodată nu se termină. Iar a apărut așa, în urma unei conferințe de presă, un nou scandal al pistei de role, a tribunelor de pe stadion și a aleelor din parcuri, a spațiilor verzi în general, a locurilor de parcare, a subvenționării abonamentelor pentru pensionari. Toate au apărut pentru că ieri cei de la municipiu, de la organizația municipală PSD, și-au propus să facă o conferință de presă și acolo au înfierat tot ce se poate înfiera, evident, ei având întotdeauna soluții. Numai că se pare că dreptatea e undeva pe la mijloc, pentru că am văzut foarte multe materiale legate de ce s-a întâmplat cu adevărat și care au fost documentele care au stat la baza celor spuse de cei din PSD. Și se pare că documentația n-a fost cea în regulă. Pe de o parte. Pe de cealaltă parte, cele patru persoane, să spunem, din conducerea organizației municipale a PSD, adică președintele acestei organizații, Dan Ion Cușnir, îl văd pe consilierul local, consilierul municipal, Vasile Mocanu, tot acolo îl văd pe consilierul PSD, Andrei Păduraru, și mai este și cel de-al patrulea consilier. Am să găsesc și numele imediat și o să vedem despre cine e vorba, că îmi scapă numele, nu consilier. Evident că nu despre asta vorbim. Și, bineînțeles, discutau despre o achiziție, o aplicație pe numele ei RSV, care vorbea de spații verzi, dacă sunt, dacă nu sunt, dacă vor fi, dacă nu vor fi. Acel registru al spațiilor verzi, că este întocmit eronat, că nu sunt. După aia a apărut o poveste, băi, și noi am greșit, era o poveste de pe Facebook, și noi am greșit pentru că așa ni s-au prezentat hărțile și cam așa, în tot scandalul ăsta, de fapt, au găsit cei de la PSD un subiect de presă pe care să-l pună pe tapet și să vorbească despre acest subiect numit Verdeață în Suceava. Eu am să le spun însă altceva. Cred că v-am mai spus odată, acum foarte mulți ani, acum, eu știu, 4-5 ani de zile, eram la primărie, eram la primăria municipiului, venise acolo cineva de la București, evident că băieții și acolo vin, și era impresionată, persoana respectivă era impresionată despre faptul că în Suceava există atâta verdeață, în municipiu, în general. Și ne spunea, dacă aveți o problemă de verdeață și dacă credeți că există, nu știu, ceva de care să fiți nemulțumiți, să mergeți în București, să vedeți cum arată Bucureștiul, numai betoane, și după aia să vorbim și noi, să vedeți verdeața pe care o văd eu de aici, copăcei și așa mai departe, ce aveți voi, încă mai aveți, și noi, acolo, de mult, nu mai există așa ceva. Asta ca și comparație. Pe de cealaltă parte, primăria, dacă a comis-o și dacă a făcut acel registru al spațiilor verzi și, mă rog, au omis tot felul de lucruri să le treacă acolo sau le-a supraevaluat, au pus copăcei unde nu sunt sau, eu știu, spații verzi unde nu sunt, cu siguranță cei vinovați de acolo vor trebui să dea niște răspunsuri, eventual să plătească pentru asta. Am văzut și o intervenție a primarului Ion Lungu, care spunea așa. Primarul a spus că cele prezentate de cei de la PSD reprezintă o aberație și că în eventualitatea că lucrarea respectivă are erori, aceasta este perfectibilă. Tot de la PSD și noi învățat-o, vă aduceți aminte, nu? Că ei tot ce au făcut au spus că este perfectibil, că nimic nu este. Salariile, legea salarizării, codul fiscal și așa mai departe, deci nu e o chestie pe care a inventat-o Ion Lungu, e o chestie pe care a inventat-o băieții de la PSD. El doar i-a citat. Mai mult, Lungu, ci că l-a acuzat la rândul său pe Mocanu că a sabotat, e vorba de Vasile Mocanu, șeful oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, că a sabotat munca celor din primărie în realizarea acestui registru al spațiilor verzi, deoarece instituția pe care acesta o conduce, e vorba de oficiul de cadastru, nu ar fi furnizat date care nu erau corecte. I-am pus la dispoziție domnului Mocanu toate documentele ca specialist, e vorba de Mocanu, putea să ne ajute, să ne sprijine, chiar dacă îl interesa această problemă, pentru că era în interesul comunității. E, aici deja s-a pus punctul pe ei. Era interesul comunității și cum comunitatea nu interesantă
sau, mă rog, ce se întâmplă în comunitate nu e interesant pentru băieții din PSD, de ce ar fi fost interesant acum, de unde mai aveau material ca să poată să iasă în conferințe de presă și să clameze și să bată cu punul mază și ca să vedeți până unde merge, deci nu știu cum să-i spun celor de la PSD. O să vedeți imediat o poveste legată de abonamente, care este absolut genială. Ca specialist putea să ne ajute, spuneam, numai că nu ne-a ajutat, dar datele de cadastru nu au fost corecte și au trebuit corectate. Cei de la PSD fac tot posibil să faulteze activitatea primăriei. Și mai spune primarul, ca să concluzioneze, dacă eu ca primar am falsificat, să meargă să reclame la instituțiile abilitate. Și asta deja spune foarte mult despre acest scandal. Și asta spunem și noi, dacă cei din PSD au tot felul de surse și știu că s-au întâmplat lucruri, să nu le lase așa, pentru că asta înseamnă tăinuire și pot putea la un moment dat să trebuiască să dea cu subsemnatul, pentru că au tăinuit, nu știu, activitatea unor infractori, oricare ar fi ei și oriunde ar fi ei. Așa că dacă au lucruri, să meargă să se îndrepte către justiție. O justiție pe care ei au adus-o acolo unde au adus-o și cine știe, poate justiția controlată de Dragnea, de Tăricianu, de toți băieții ăștia deștepți, Buzatul de la Vaslui și așa mai departe, o să ajungă să facă dreptate. Și apropo de Buzatul de la Vaslui, cred că v-am spus săptămâna trecută, nu? Despre cum copilașii sunt evident, și dacă tăticii sunt bine înfipți, copilașii sunt întotdeauna promovați acolo unde trebuie. Buzatu, șeful organizației PSD de la Vaslui, evident și-a promovat în funcție de secretar de stat copilașul. De ce? Pentru că este copilașul care devea în campi pe oșu de 70-80, copilașul este evident o valoare și trebuie promovată, pentru că e păcat ca România să nu beneficieze de expertiza lui Buzatu, acelui numit Buzatu Junior. Asta așa ca și paranteză. Dar, ca să vedeți că discutăm totuși despre politică și pe principiu, băi, ați comis-o, dar nu trebuia să o faceți voi, trebuia să o facem noi, un consilier local îi cere primarului îi cere demisia viceprimarului Hașovski din Consiliul Local și spune el că are și argumente. Argumentele ar fi legate de abonamentele pentru pensionari și au fost nemulțumiți social-democrații că la un moment dat proiectul lor de subvenționare a abonamentelor pentru pensionare a fost respins. Mai târziu PNL a promovat altul cu același obiect și bineînțeles l-a și pus în practică. Așa funcționează democrația. Ar trebui să știe consilierul PSD că așa funcționează lucrurile în democrație. Majorități, minorități, voturi, așa funcționează. Și important însă este cu totul altceva. Nu cine a promovat. E important că cineva beneficiază. Cu o anume categorie socială, pensionarii, că de ei vorbim, beneficiază de această reducere. Și asta este foarte important. Cine a promovat-o, cine a asumat-o, cine și-a asumat-o, eu cred că e mai puțin important. Eu cred că ar fi mai foarte important să auzi cum undeva există o unanimitate de asta în folosul cetățeanului și făcută pentru cetățean, nu ceva de genul asta am propus-o eu, cealaltă ai propus-o tu, ca să pot ieși să te mai mint odată, să te mai prostesc odată, că vin îndată alegerile și de trebuie, pentru că așa ne-am propus, zic cei de la PSD, să le câștige. Hai să vă spun ceva apropo de democrație, că v-am mai citat și ieri, vă mai spun și astăzi. Votul democratic că ne garantează că nu vom fi mai bine guvernați decât o merităm. Bă, deci e clar? O citesc încă o dată. Votul democratic ne garantează că nu vom fi mai bine guvernați decât o merităm. Dacă votul democratic ne-ar aduce nouă ceva folositor sau vreo schimbare în bine, nu am mai fi lăsați să votăm. Și asta o spunea pe vremuri Mark Twain. N-a spus-o nici Dorel Guliciuc și n-a spus-o. Mark Twain spunea, încă o dată, dacă votul democratic ne-ar aduce nouă ceva folositor sau vreo schimbare în bine, nu am mai fi lăsați să votăm. Adică ceva de genul, bă, adică voi vreți să vă fie mai bine, mă? Ce-i cu voi, mă? Bă, ce-i cu voi, mă? Voi v-ați uitat unde trăiți, mă? Ci că să nu crezi nimic din ceea ce auzi sau citești, nu contează cine a spus-o sau a scris-o, chiar dacă am spus-o eu, doar dacă rezonează cu gândirea ta. Și asta o spunea cu foarte, foarte mulți ani Buddha. Anul 563 înainte de Hristos. Deci, cam atunci spunea Buddha povestea asta. Deci,
Încă o dată, să nu crezi nimic din ceea ce auzi sau citești, nu contează cine a spus-o sau scris-o, chiar dacă am spus-o eu, doar dacă rezonează cu gândirea ta. V-am spus despre democrație. Mai sunt câteva legate de democrație foarte, foarte interesante. Că democrația este atunci când vaca îl alege pe cel care o somulgă. Bă, nu-i interesant? Nu, dar pe bune. Adică sunt niște, băi, niște chestii așa care chiar la un moment dat îți spui, bă, dar oare... Că democrația este ca o barieră. Javrele și jigodele stăresc pe sub ea, lupii și leii sar peste ea și doar boii și bivolii se lovesc de barieră. Asta deja o știați. Dăm de fiecare dată cu capul în barieră, o dată la 4 ani. Bă, și dăm cu capul în barieră, dar nu căldăm. Rupem bariera, na. Bă, rupem bariera, nu dăm așa adevărat, știi? Și spunem, de data asta n-o să mi se mai întâmple. Și se întâmplă. Dincă o dată, și încă o dată, și încă o dată, și tot așa, și tot așa, și amâde, și tot așa. Am învățat ceva? Nu. Nu, pentru că nu. Uite ce ne spune. Fedem, da e ea. Știți care nu-i da e ea, nu? Da e ea. Da? El merge acum la Biserica Oilor. Merge acolo, la, probabil la Paști sau la Duminica Florilor. Va ține slujba un berbec ceva. Că bănuiesc eu, că nu se poate altfel. Pentru că el e denumit ministru oaie, sau cum îi spun ăștia. Procedurile de accesare a subvențiilor agricole nu sunt ușoare. Un formular are 52 de pagini. Bă, asta o spune un ministru. Ca să accesezi subvențiile agricole, formularul are 52 de pagini. Știți cine sunt cei care lucrează în agricultură? Știți cât le este de complicat ca să facă acest lucru? V-am mai povestit odată despre, și am să reiau un picuț, pentru că e interesant de spus, despre speța denumită bani accesați, fonduri europene pentru reabilitarea, cum se cheamă la mă, cazinoului de la Vatra Dornei. Dosarul pentru a accesa acest bani, închipuiți-vă, deci pe mine nu mă duce, băi, am o problemă, deci nu mă duce bostănelul meu. 5.000 de pagini. Deci, băi, înțelegi, deci merg cu ce merg? Bă, merg cu 5.000 de pagini ca să depun o documentație. Stau și mă întreb. Băi, ăia care citesc, cum bă să ai 5.000 de pagini? Deci, câte sunt, mă, într-un top 100? Câte? 500 sunt într-o, pardon. Băi, de 10 topuri, bă. Bă, de 10 topuri. 5 sunt atâta, bă, 10 sunt atâta. Topuri, da? Bă, atâta e o documentație. Cine, băi, citești documentația asta, bă, ca să poată să... Bă, și să înțeleagă ceva din ea. Și asta, în contrapartidă, cu același tip de achiziție publică, de achiziție de fonduri europene, în Polonia, unde erau doar 52 de pagini. Și nu 50 de pagini. Adică... E? E? Mai înțeles despre ce vorbim aici? Dragă cetățean, dragă prieten, mai înțeles despre ce vorbim aici? Știți ce suntem? Vine de aia, spune, da, îți dau fonduri europene, băi, agricultorule, băi, zootehnistule, băi, ăla care crești, băi, ăla care vinzi, băi, ăla care pentru carne, pentru lapte, pentru pământ, pentru habar n-am. Dar vin eu și-ți spun, 52 de pagini. Ce ai făcut? Iei 52 de pagini, băi, deci cum să-ți dau? Bă, ăsta are 20 și cât are ăsta, bă? 20. Deci mai încă o dată și jumătate. Bă. Trebuie să scrii, da? Ce scrii, bă, acolo? Ce poți să scrii, bă, în 52 de pagini legat de o subvenție? Bă, scrii cum te intitulezi. Bă, de unde ești? De ce ai ajuns la ei? Că vrei niște subvenții. Pentru ce le vrei? Ai terenuri, n-ai terenuri, ai animale, n-ai animale, ai familie, n-ai familie. Băi, ce mai trece acolo? Numărul la pantofi, dioptriile la ochelari, ce trece acolo, bă, ca să înțeleg și eu? Deci numărul la haină, la... ce treci, bă, acolo în 52 de pagini? Succesuri, extraordinare. Bravo, Daia, bravo, toți băieți, bravo, Dragnea, că, Matali, ești primul ministru al acestei țări, pe lângă șef la Camera Deputaților. Fabulos, extraordinar. Mirobolant. Deci nici n-am cuvinte. Deci atât de fain în țara asta că nici nu mai pot să-ți mai spun. Da? Comisia Europeană spune că 40% din contractele de achiziții publice din România date fără licitații. Du-te, bă, de aceea, bă! Du-te, bă, de aceea, bă! Ca să zic așa în grai dulce teleormânean, bă, că mâine, poimine, toți o vorbim, o să vorbim nu română, o să vorbim în teleormâneana. Deci du-te, bă, de aceea, da? Cum adică se poate așa ceva? Ei, uite că se poate. Și spune și de ce. E ce că răsplătesc Asta e o răutate, mă dezic, de-a dat o citesc.
Răsplătesc clienții politici și, în ultimă instanță, cum sunt sifonați banii publici. Cei strânși tot de la noi toți. Scrie la gazetă. Ok. N-are. Bașca, ci că legea achizițiilor publice va fi modificată prin ordonanță de urgență, spunea ieri tractoristul ăsta, pardon, vicepremierul Paul Stănescu, că așa-l cheamă. Băi, deci e un nume de referință. Deci la noi, cel puțin în Bucovina, știm de ce, da? Halo. Știm de ce, mo. Ha? Ca să ne fim înțeleși pe toate graiurile și peste tot. Senatul, ce că s-a pronunțat de la contractele de leasing, care nu mai reprezentat titlul executor. Adică, pe principiu, am luat mașina, am plătit ratele, dacă ți-o ia mașina, nu te mai pune să plătești și nu știu ce valori și așa mai departe care să le iei. Pe principiu, dacă nu mai ai cu ce să mai plătești, îți ia mașina și cu asta s-a încheiat povestea. Evident, dacă ai plătit ratele celelalte până acolo la timp. Deci cam asta se întâmplă. Asta, ce că sunt prevederile. O fi bine, o fi rău, e greu de spus. Mergem în mini-vacanțe de Paște? Probabil că mergem. Cât costă un șezur în țară și în străinătate? În țară rămâi fără pantaloni, eu cred că și fără underwear pe fund și n-ai cu ce pleca. Cei care rămân în străinătate merg și cu pantaloni, merg îmbrăcați și vin înapoi îmbrăcați, pentru că nu-i la noi cum e la ei, nu-i la ei cum e la noi. Și cum iarna nu-i ca vara, clar că nu se va schimba nimic. Nu cumpărați carne din portbagajele mașinilor și ouă de pe marginea drumului, asta spun cei de la ANPC. E vorba acolo de un alt Paul, nu-i Stănescu de data asta, un Paul Angel, care ne povestește despre ce e vorba acolo. Să vă spun și despre lucruri bune care se întâmplă și se întâmplă în Suceava. E vorba de notătorul Șerban Cotos, care a urcat de 6 ori pe podiumul campionatelor naționale de la Bacău. Șerban Cotos, fiul prietenului nostru de dimineață, cel care câțiva ani de zile a stat împreună cu noi, cu dumneavoastră, și a povestit despre Suceava, despre România, și a făcut-o foarte bine. Florin Cotos, Șerban Cotos, spuneam, urcat de 6 ori pe podiumul campionatelor naționale de la Bacău. Campionatele au fost în perioada 21-25 martie. Șerban Cotos a câștigat 3 curse, fiind declarat campion național de juniori în probele de 100 de metri fluture, 200 de metri fluture și 400 de metri liber. A fost declarat vicecampion național de juniori în proba de 200 de metri liber. A ocupat locul 3 la juniori la 50 de metri fluturi, iar în proba de 100 de metri fluturi a obținut locul 3 la categoria tineret. La toate cele 3 probe unde a fost declarat campion național de juniori, Șerban Cotos s-a notat în finala A, cursă rezervată celor mai buni 8 înnotători din țară. Felicitări, felicitări, Doamne ajută, ei ne aduc, ei ne pun pe hartă, ei ne fac cunoscuți. Cei care excelează atunci când vorbim de sport, de carte, de învățat, ei. Felicitări. Felicitări pentru că e pentru ce e o muncă titanică care stă în spate și o determinare fantastică pentru ca să apară și aceste rezultate, rezultate ale noastre, nu doar ale lor. Astăzi, pe un post de televiziune național, începând cu 18:30, va fi un triplex Chișinău-Suceava-Alba Iulia la Muzeul de Istorie Suceava, vernisajul expoziției Centenarul României Mari. Spuneam, pe postul național de televiziune, 18:30, un triplex Chișinău-Suceava-Alba Iulia, și care vorbește despre centenarul României Mari. Dacă nu o facem noi și dacă nu vorbim noi despre centenarul României Mari, dacă nu vorbește Suceava, județul Suceava, dacă nu vorbește Alba Iulia, dacă nu vorbește Chișinăul despre unire, despre centenar, cine s-o facă? Săptămânile trecute sau zilele trecute, la Putna a început tăvălugul unirii cu Moldova. În Moldova, deja lucrurile sunt mult, mult, în Republica Moldova, lucrurile sunt mult date înainte. Acolo se rostogolește, acolo se dorește România mare, unirea Moldovei cu România. E greu de spus ce se va întâmpla și cum va fi gestionat. Cert este că tăvălugul a început să se rostogolească. Am văzut până și la Cornul Lung ce se întâmplă și se dorește să se întâmple această unire a românilor de pretutindeni. Se va întâmpla sau nu? Vom vedea. Cert este că în perioada asta lucrurile sunt așa cum sunt. Dragnea își dorește și anunță urgentarea referendumului pentru familie și dezbatere pentru parteneriatul civil. Am să am o singură întrebare pentru Dragnea.
și pentru clasa politică. De ce mai avem nevoie de referendumuri dacă nu ținem cont de ele? De ce mai avem nevoie de referendumuri dacă, spre exemplu, cel cu 300 de parlamentari n-a intrat niciodată în vigoare? Poporul, populimea, populația din România s-a exprimat atunci și a spus ce își dorește. O clasă parlamentară, o tagmă a parlamentarilor mult mai suplă și mult mai puțin privilegiată. Doar 300, vorbind de cele două camere, a deputaților și senatul. Un referendum care a fost asumat de România și care n-a fost pus în practică niciodată. De ce? Pentru ce să le mai facem referendumurile dacă ele niciodată nu vor fi puse în practică? De ce? Sau punem în practică numai așa, sporadic, pe ăsta da, pe ăsta nu, ăsta îmi place, ăsta nu-mi place, ăsta îmi convine, ăsta nu-mi convine. Probabil că așa funcționează lucrurile. Nu probabil, eu aș spune chiar sigur. Hai să vedem materialul ăla scurtuț, așa doar să punem pe așa ce spunea Eminescu, pentru că v-am promis și o să trec drept mincinos ca ei și nu vreau. Și dacă o să-l lăsați și la valiera, o să vă citesc eu, chiar dacă o faceți și voi. De ani și ani cădeți în hău, nimic nu vă mai merge, rușine să vă fie în veac, că v-ați trădat străbunii de parcă n-ați fi pui de dac, ci rude ați fi cu hunii. Lăsați pe ai voștri guvernanți să vă înnece în smoală, să fiți doar simpli figuranți. Și mai jos nu văd. Din păcate, să fim doar simpli figuranți. Asta suntem. Și asta o spune Eminescu cu, nu? O eternitate. Asta se întâmplă și acum. Ne place? Probabil că da. Nu ne place? Dacă nu ne-ar place, probabil că am face ceva în acest sens. Așa că... Când țara voastră e goală. Când țara voastră e goală. Asta era finalul. Când țara voastră e goală. Da, mi-aduc aminte că... Deci, e cum țărișoara noastră? Goluță. Pentru că de ce? Pentru că plecăm. Pentru că plecăm, pentru că plecăm. Plecăm ei. Ce fac ei? Se bucură. Pentru că rămân cei care îi votează. Ajutoarele sociale, MOU, care sunt o grămadă și care sunt votanții lor decât tradiționali și care fac ca procentele să fie posibile și ei să ne guvereze. De unde? De la Teleorman. Bravo România! Bravo România, oriunde fi tu, că știți că noi ne vedem internațional. Dă cât euro cotat astăzi la 4,65,94, dolar american la 3,75,33, sunt foarte exact cu astea, nu mă joc. Dragii mei, am ajuns pe final de emisiune, trebuie să vă spun că vremea astăzi va fi cu valori pozitive, valori așa de dimineață, așa între 0 și 2 grade cu plus, cât și temperatura afișată în termometre, undeva pe la minus 2, minus 3 grade temperatura resimțită. E posibil să apară sporadic pe aici, pe acolo, un picuț, soarele să ne zâmbească, dar nu pentru foarte mult timp. E posibil așa, undeva în intervalul, nu știu, 8-10, să zicem, să apară și soarele, cu toate că norișorii sunt mai prezenți până și de dimineață, dar e posibil să scoată și soarele un picuț capul, după care, ușor, ușor, vom rămâne doar cu norișorii și începând din amiază, pe la amiază, așa în zonele montane și zonele submontane, va începe ușor să picure. Nu sunt cantități importante de ploaie, dar va picura și mai spre seară, mai pe la 5-6, vor ajunge și în zonele de șes și deal ale județului Suceava. Vom avea ploi, nu neapărat foarte, foarte importante cantitativ, dar suficient de enervante. Spuneam și undeva spre miezul nopții zilei de astăzi se vor încheia cu ploile, dar vor rămâne la fel, spuneam, cu șanse de precipitații și pentru mâine. Asta este, așa arată ziua de astăzi. Să aveți mare grijă de dumneavoastră, pentru că ei nu o fac, să rămâneți cu programele Bucovina TV și să nu uitați, dragii mei, să fiți frumoși, să fiți la fel luni, marți, miercuri, aici, la Bucovina Activ, cu mine, Dorel. La revedere!